Bună seara și bine v-am regăsit la Despre Filme. Sunt bucuroasă să începem un nou sezon de interviuri cât o carieră aici la Canal 33 și cu atât mai bucuroasă cu cât primul meu invitat din acest nou sezon este Ion Haituc. Bună seara și mă bucur că ați acceptat invitația noastră. De mult vă doream aici la emisiunea noastră, dar iată că, uite, astrele s-au așezat și s-a împlinit. Bună seara, Oana, bună seara telespectatorilor. Sunt bucuros că sunt aici la voi, mai ales că de tine mă leagă o viață mai lungă, în sensul că am făcut două filme. Pe mine mă cunoașteți din facultate. Pe tine te știu, da, din nou, când... da. Era să zic din 90, de când te-ai născut, dar greșeam. Da, eu 90 m-am născut. Da, nu. Da, te știu. Prima noastră curiozitate, care este, ne întoarcem așa în copilăria dumneavoastră, filmul care v-a marcat copilăria? Vagabondul. Ia uite, ce repede mi-ați răspuns. Da, pentru că și acum mi se mai întâmplă să mă uit la secvențe, să-l aud cântând pe Raș Kapoor. Sigur, cu mintea mea de acum am înțeles de ce a fost acest actor atât de mare și de atât de important. Idolatrizat. Și de important. Raș Kapoor era și producător, la 30 de ani era producător la studioul lui de film, într-o țară unde filmele se mănâncă pe pâine. Cu două din filmele lui, Vagabundul și Articolul 420, a încercat să facă educație poporului său, poporului indian. Adică să-i determine cumva, a pus și el umărul, să spargă cutumele vechi și diferențele de castă, da? Și s-a îndreptat către o teoretizare, dacă vrei, o moralizare mai modernă a Indiei. Ce este foarte important, el este Chaplinul Orientului. Ca model l-a avut pe Charlie Chaplin, care după părerea mea este cel mai mare din breasla noastră, pe care de asemenea îl iubesc foarte tare și l-am pe un perete, în casă, într-un poster. Da. De la el pleacă tot. Alt actor și creator de filme care m-a influențat foarte mult. Acum să mă întorc la Vagabondul, aveam, cred că, 8 sau 9 ani, eram la Salonta, tata era șef de gară în Salonta, acolo locuiam noi atunci și m-am dus să văd filmul. La cinema? La cinema, da, evident. Am fost un mare consumator de film. Țiu minte că 1,75 lei costa biletul de film. Da, și la film. Cât însemna asta? Era mult? Era puțin? Era destul de mult, având în vedere că mama avea 500 de lei salariu la vremea aceea. Destul de mult. Nu erau bani chiar așa să merge săptămâna. Da, pot să spun o treabă foarte drăguță. Tot în Salonta, la ADAS, o clădire importantă din Salonta, șefa la ADAS era o mătușă de-a mea, o soră de-a lui mama, soră cea mai mică a mamei mele. Și era nemăritată, cred că avea vreo 25 de ani, cam așa. Și ADAS-ul ăsta era pus la mijlocul drumului între gară și cinema. Aha. Și eu mergeam la cinema, dar n-aveam bani. Și atunci mă opream la mătușa mea, care avea încă vreo 4 colege, toate la vârsta asta. Iar eu, care eram un băiețel drăguț de 9 ani, da, găseați bani de bilet acolo. Mă luau în brațe, mă pupăceau și mă puneau să le cânt. Și le cântam, eu sunt Pavel din Banat, Pavele, și uhăi bade și aia cu aseară mi-am luat nu știu ce și ele se prăpădeau de râs că eu, micuț cum eram, le cântam și mă răsplăteau și îmi dădeau ba 2 lei, ba 3 lei, ba nu știu, adunam așa pe 5-6 lei, da, mergeam și mai păstram și pentru mâine, că un fiecare film l-am văzut de câteva ori. Adică așa am văzut sar de la una la alta. Acum așa am văzut Hamlet, pentru prima oară Hamletul lui Laurence Olivier. Nu știu cât am priceput eu din atunci, el. Da. Oricum era puțin mai încoace. Dar să revin la Raș Kapoor. Cum să spun, sub aspectul ăsta de comedie burlescă, cu cântecele, cu nu știu ce,
dedesubtul era foarte, foarte serios, exact ca la Chaplin, dacă vă aduceți aminte, da. Și de... Am înțeles. Colegii mei au pregătit un montaj cu momente din cariera dumneavoastră, cu realizări și roluri, numai unul și unul. Îl vedem și noi împreună și revenim. Da. Bună dimineața! Bine ați venit, tovarăș inginer! Bună dimineața, Grigore! Ce mai e nou pe la baraj? Deci eram undeva pe lângă Huiedin. Tu, Doe, dacă nu ești om de onoare, îți sucesc gâtul cu mâna mea, cât e fitul de frate, mi-am auzi? N-ai tu treabă. Și mai lasă, dracu, casetofonul, nu te mai amărat. N-ai treabă și față. Poate o să am și un tren. Zăpezit. Excepția. Să afle de Tomu se bază la cap. Primul meu film. Afli în Maria sa împăratul, că iar da holea. Și aveam 39 de ani. Nimeni să nu mai mânce mere. Și acolo, în fund, este fosta mea soție, aia care pleacă. Nimic, a venit la filmare. Ce stați, care niște mă uiți? Gina, era o frumoasă. Ce vă uitați ca prostii? Păi nu pricepeți. Foarte bună amândoi. E holera! Iorgovan a murit de holera! Altul mare actor. Da, uite-l. A fost ce energie are. Curat! Am învățat la școli în Alpe. Dar boala asta nu iartă pe nimeni. Faceți ceva. Trebuie luate măsuri. Voi nu vreți să înțelegeți? E holeră. A intrat holeră în sat. Nimeni nu a intrat în mine, domn pruncu. Noi nu intrăm, pe comori. Uite, mă duc să-l aduc pe Mârza. Ha? El nu se teme de vâlva băilor. Bine, du-te. Spune-i că-i de morgătul. Du-te! Bine! Bă, erotei, ia și calul! Du-te! Aici film cu americanii, Lieutenant Marine, Everyday, Mititei. Regizorul, am rămas prieten cu el, am făcut... Il nome, ecco la storia. William Shatner. La pietra del sangue. A mythical relic said to drip blood of the saints. A stupid story, Dracula. Bela Lugosi was Hungarian, like Zsuzsa Gábor. What are you talking about? Zsuzsa Gábor. Zsuzsa Gábor. Patru persoane din Alice. Una din femeia cumpărată. Trei fete și-a violat nenorocitul. O clipă! De ce era cuțitul prea aproape? Nu, mă gândeam să iei pe mine toți. Tovarăși, în oraș se petrec lucruri ciudate. Tovarășul maior Stanciu are să vă spună ceva. Ăsta e singurul film în care am făcut de Sergiu. Ziacu, bun, ce bun eram aici. Că fac pauză. La cap, la bani, la oase. Să ne trăiți, domn Crescă. Trage. Ce, bă, ești Gábor de mâie pe mâie cu domn Crănescu? Bă, eu pentru prieteni sunt două oase, înțeles? Hei, mister! Hei, mister! How are you feeling? Do you know anything about the stories or legends of a Luger that people will do anything to possess? Lugă! Și acum o știre de ultimă oră. Voloteria a anunțat că avem un câștigător al losului de 1 milion. Fericitul câștigător este Alex Ianis, profesor informatician în vârstă de 33 de ani. Norocul nu a fost cumpărat. Am cumpărat un singur bilet și unde am ajuns. Plâng mereu la secvența asta când vă văd reacția de totală dezamăgire, de a căzut o lume, efectiv. Da. Mă doare sufletul. Ha ha ha.
Irina, nu există nimic pe lumea asta care să nu știe Irina. Ea știe tot. E peste tot. Irina. Hai că dacă ai deschis ochii e bine. Hai. Fac echipă de fotbal cu voi. Am nevoie stai de un jucaș de creație, înțelegi? Făcut cu ăștia nebuni. Ane, mă, ce nu pot să dorm. Echipă! N-am înțeles. Ce suntem noi? Echipă! M-am uitat în derăt și am zis, ia mă, să văd ce-am fost eu în viața asta dacă mor mâine. Să se știe că am fost așa. Desculț, încălțat, îmbrăcat, dezbrăcat, cu coroană, cu căciulă, cu bască, cu cipilică, cu șapcă, cu bocanci, cu cizme, cu sandale, cu papuci, cu târnici, cu șoșoni, cu saboți, desculț de cele mai multe ori. Am cântat la vioară, tobă, fluier, acordeon, flaut. M-am luptat cu pistol, sabie, floretă, buzdugan, mitralieră, AKM, Makarov și multe altele, dar de multe ori cu pumni. Am fost criminal, călugăr, preot, hoț, escroc, dictator, lord, prostul satului, valet, doctor, iată și astă seară am făcut unul mai militar așa, inginer, cosmonaut, prinț, bucătar, șantierist, elev, profesor, soldat, locotenent, general, erou, trădător, ministru, deputat, nobil, nobil gay, mut, șchiop, chior, securist, sultan, bio, comunist. De-aia mult, nu mai am hârtia. Aaa, nu aveți hârtia. O să fie pe momentul. Stați că nu-i gata. Am avut boli, boli. Am fost nebun, mut, șchiop, chior, orb, tuberculos, ulceros. Am jucat naționalități. După ce o viață întreagă ești atâția oameni și în atâtea feluri, mi se pare normal să te duci acasă să bei o bere, două, trei, un vin, două, trei, o vodcă, două, trei, un whisky, un țuică, ce vrei tu, până să te faci țândări, ca după aia să te poți aduna de pe jos și când te duci dimineața la baie să zici, da mă, ăsta-i haiduc, în sfârșit l-am întâlnit și pe el. Am revenit așadar, cum v-ați simțit revăzând aceste momente unice, zic eu? Păi mi-au dat lacrimile puțin. Mi-am amintit de fai de mine, dar ați făcut o incursiune extraordinară. Sigur că lipsesc multe. Asta, și mulți oameni nu mai sunt printre noi de acolo. Asta e primul lucru care te izbește. Da. De exemplu, am văzut secvența din Pădureanca, acolo nu mai e Adi Pintea, nu mai e Șerban. Da, Șerban. Într-un plan îndepărtat am văzut-o și pe fosta mea soție, Dumnezeu să o odihnească, Gina, care venise de la Timișoara să se filma la Arad, venise la filmare să ne vedem și a îmbrăcat-o în țărancă și pe ea și iată că a rămas în eternitate, ca să zic așa. Da, da. O eternitate mai mică, mă rog. Da, impresionant. Adică o viață de om, ce da, să mai... Da, detașându-mă puțin, parcă nici nu sunt eu. Adică, parcă sunt din altă viață. Da, și asta e adevărat. Vreau să știu, când v-ați dorit pentru prima oară să deveniți actor? Cum ați conștientizat treaba asta? E o poveste destul de lunguță. În familie, tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, el a sfârșit ca șef de gară, dar era un tip înclinat spre artă în general. A învățat să picteze singur, a pictat, am tablouri de la el, a învățat să cânte la trompetă, scria cuplete și a jucat, avea un partener la Salonta, mă rog, ca amator, așa, și făceau ce fac ăștia acum, stand-up comedy, genul ăla de cuplete.
Pormă, țiu minte că la Siget, împreună cu un coleg de acolo, din Brigada de Mișcare, au format o trupă de teatru de amatori și a jucat Caragiale, Năpasta. Deci l-am văzut de mic. Inițial am pornit gândul meu de a fi ceva, a fost să fiu medic. De la o întâmplare foarte ciudată la grădiniță, eram la Siget, pentru că ceferiștii așa erau mutați, ca soldații, ca armata, unde e nevoie, acolo. Așa am ajuns când eram foarte mic la Gheorgheni, pormă la Siget, pormă la Salonta, pormă tăticul, despărțindu-se de mama, a ajuns șef de gară la Bistrița. La Siget eram la grădiniță, a venit o doctoriță să facă, să ne vaccineze. M-a durut foarte tare și mă uitam, mai avea ochelari și am zis, nu-i bei, lasă, cresc eu mare și mă fac doctor să-ți fac eu ție injecție în ochi. Ei, cu chestia asta am rămas că mă fac eu doctor. Mama a fost cea mai fericită, mama având un cult pentru medici, pentru medicină. Și datorită faptului că în așa în extremis a fost salvată de la moarte undeva la Cluj, coborâtă din tren, se învinețise, a avut o sarcină extrauterină și a salvat-o un mare medic din Cluj. În momentul ăla, medicii pentru ei era ceva așa... Dumnezeiesc. Exact. Da, bun. Și am rămas că mă fac medic. Da, mama era fericită până în clasa 10-a. Când la Timișoara, fiind noi, ne-am mutat la Timișoara, eram la cel mai bun liceu de acolo, împreună cu băiatul unui farmacist, care era prietenul meu, vară, înainte să înceapă școala, ne-am dus prin oraș și am văzut afișe cu Școala Populară de Artă, care deschide din toamnă cursuri de pam-pam chitară. E, era o furie, apăruse pentru prima oară filmul Tinerii, în care Cliff Richard, marele, la vremea aceea, marele solist de la Rowling, da? Jucam film și a nebunit România, toată lumea, domnule, chitară, prima oară chitară electrice, ding, 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 gata, ne facem, mă, ce de gagici o să vină să ne asculte și cum o să fim noi cei mai brava. Și ne-am dus să ne înscriem la chitară. Ok, când am intrat pe poarta instituției respective, m-am uitat la tepafi și ultima rubrică era teatru. E, nu pot să-mi explic și nu-mi explică nimeni, poate Dumnezeu, de ce i-am zis lui ăsta, prietenul meu, bă, zic, eu nu mă duc la chitară, eu mă duc la teatru. A fost un impuls de moment. Dar nicăieri. Nu știu de ce, că nu știam o poezie, să zic că eram preocupat, vai, vă spun povești. No, ia, mă jucam toată ziua fotbal cu băiețe. Ați văzut acolo rubrica, teatru și... Ăla a fost. E, înăuntru, aici a fost, dacă vrei, schimbarea de destin. Înăuntru era o doamnă actriță de la Teatrul Național Timișoara, care până a fost mare profesor la și ați jucat la teatru din Timișoara? Am fost actor acolo 18 ani, dar până la era doamna Geta Angheluță, care a fost profesoară la UNATC, s-a stins acum câțiva ani. O mare profesoară, mare profesoară, așa frumos vorbea ea despre teatru și despre Institutul de Teatru, cum e acolo. V-a deschis poarta către o lume cu totul și cu totul diferită. Am mai fost ceva, că ne-a întrebat, la un las apropia Crăciunul, Revelionul, ne-a întrebat dacă avem pe cineva o fată frumoasă care recite frumos. Zic eu, vecina mea, Luci Doroftei, recită excepțional, cu tare. Păi se vorbește cu ea. M-am dus acasă, am vorbit cu Luci. Luci Doroftei stătea în casa lipită de casa mea, pe acea stradă, deci am copilărit împreună, vorba ei, când puneam mâna pe fundul ei, parcă puneam pe al meu, adică nu era nicio problemă. Da. Avea un frate mai mic, care este Dorin Doroftei, regizorul de film. Și ea tot așa, că se pregătea de la medicină. Ea era cu lan mai mare. Iar doi viitori medici care ajung. Da, care nu mai ajung. Și era mai mare, era în clasa 11-a,
Și am dus-o, a recitat excepțional și amândoi ne-a vrăjit doamna Jeta Angheluță, în așa fel că anul următor, când ea termina clasa 11, bacă așa, examen de maturitate se numea pe atunci, îi spune, maică, eu mă duc să dau la teatru să mă bate maică-sa, că din cauza mea... Da, ați corupt-o. Exact, s-a dus, a dat la teatru și a intrat. Din prima. Da. Și să spunem și câte locuri erau atunci. O, doamne, deci la fete cam erau 10 locuri și erau cam 600. Noi la fel eram pe 30 de locuri, tot așa, era o bătălie mare. Era o selecție drastică. Și trebuia să întrunești toate calitățile. Da, voce. Fizic, voce, tot. Da. Eu nu spun că acum e rău, că ies foarte mulți actori, ies foarte, dar foarte mulți. Dar sunt locuri de muncă. Dar exact. Adică faceți și locuri de muncă pentru vremea, toți. Pe vremea aceea, statul comunist se... Exista repartizare. Se îngrija. Dom'le, da. Ai produs 100 de ingineri, neapărat trebuie să fie 100 de locuri de muncă de ingineri. Ai produs 50 de actori, trebuie să duci. De aceea, toate teatrele erau împânzite de actori foarte valoroși. Toți absolvenții erau trimiși. Pentru că după absolvire, direct... Trei ani de zile era stagiatură. Ca și aveai un loc de muncă sigur. Și nu numai asta, îți mai dădea și primarul. Venea, o casă. Da, un apartament. O garsonieră, dacă erai singur, adică era lege. Nu te duci la post, nu poate să-ți facă nimeni, îți dau salariul, nu te prezinți până nu ți se dă cheia. Deci asta era lege scrisă. Alte vremuri, alte obiceiuri. Nu știu ce, cum e mai bine. Acum eu știu că la Los Angeles sunt cel puțin 5.000 de actori și actrițe care sunt chelneri și care așteaptă să-l servească pe Scorsese într-o zi. Și să zică și pe tine te zică, vreau. Mamă, n-am văzut ochi ca ai tăi și să ajungă Meryl Streep. Dar, na, asta e. Dar până una alta, statistic, șansele în procente sunt foarte mici să se întâmple treaba asta. Am citit cu toții, când se dă un casting pentru un musical, de exemplu, și eroina principală care cântă, dansează, sunt 1.200 și ea una. Da. Concurența este acerbă. După, așa cum am vorbit acum despre repartizare, după facultate ați mers în Satu Mare. E adevărat? Da, e o poveste complicată, dacă vrei. M-a văzut domnul Cojar, care era directorul Teatrului Mic, m-a văzut în producția de la Casandra. Să le spunem și celor de acasă care nu știu, Casandra era... Teatrul Institutului. Exact. Care am înțeles că domnul noul rector l-a câștigat, nu știu, l-au câștigat, o să... Și acolo se jucau toate spectacolele de licență, de master, acolo exact. Era locul în care studenții performau. Performau, își dădeau examenele și mai important, acolo veneau la sfârșit directorii de teatru exact. Și era ca un fel de târg, exact. Adică în funcție fel și de... casting. Da, acolo și... Zice tu la mine la teatru? Da. Bun. Domnul Coșan m-a văzut în Ciocărlia, jucam rolul principal, Carol al VII-lea al Franței, Carol al VII-lea de Valois, Ciocărlia de Ioana Darc, da? Piesa lui Anui. M-a văzut și zice, bă, eu te iau. Era lipsă la Teatru Mic de unul, eu aveam 21 de ani, de așa crudut. Cel mai tânăr era Dan Nuțu, care deja sărise spre 27, da. Și zice, te iau la mine, gata, nicio problemă. Numai că ministerul n-a scos niciun loc la București, la repartiție. Zic, ce mă fac? Și atunci mi-a zis domnul Coșa, zice, bă, ia orice teatru de unde vrei tu și eu te aduc după două săptămâni, îți dau cerere de detașare. Era singura modalitate care puteai să scapi de repartiție. Un teatru să-ți dea o cerere de detașare, să te detașeze pe un an de zile, că după un an de zile, conform legii, puteai să dai concurs să mergi în alt teatru. Parte. Ok. Așa zis și făcut, m-am dus la Satu Mare, n-aveam nicio... discuția cu directorul la Satu Mare, când i-am zis că mă duc, era nebunit, cum? Eu, Adina Popescu și Dumnezeu să ierte Paula Sore, cu Paula Lucian, fostă soție, ultima soție a domnului Ion Lucian. Ok, eram colegi de clasă, toți trei am zis, domnule, am luat Satu Mare, de ce? Pentru că fiecare aveam un aranjament în București. S-a bucurat degeaba directorul. Care a fost șansa? Că la Satu Mare se înființa secția română și erau 10 locuri. Iar eu, dintr-o moralitate, eram
eram a șasele pe listă, puteam să aleg Timișoara, eram timișorean, puteam să aleg Piatra Neamț, venise să mă ia un singur loc, era și așa, și am zis, domnule, să nu ocup un loc de ăsta și să nu mă duc, și alți actori dorind să meargă acolo, și atunci am zis de la Satul Mare, dacă pleacă unul din 10, nu e gaură în cer. Ceea ce s-a și întâmplat. Ok, am venit la București, am început repetițiile la Teatru Mic, Emigrantul din Brisbane, o piesă. E, nenorocirea a fost că seara în noiembrie, deja octombrie, am început repetițiile, a venit Revelionul. După 1 ianuarie s-a întâmplat ceva extraordinar. Ceaușescu a dat un decret pentru că, dacă vrei paralele, ca și acum, toate ministerele erau supraîncărcate de angajați. Era sufocant. Și erau emisiuni de propagandă la televizor, spuneau, tovarășul inginer cu tare, ce cauți dumneata în birou în București când în uzina de la nu știu care e lipsă de ingineri? Da. Bun. Și a fost o reducere drastică de posturi în toate domeniile, inclusiv în teatre. În ce a se întâmplat treaba asta? 1970, în ianuarie. Și Teatru Mic, care avea vreo 80 de actori, adică enorm, da, așa era. Fii și Teatru Mic. Teatru Mic, da. Teatru Notaral avea vreo 120, cred că Național avea vreo 300, deci erau scheme încărcate din greu. Adică nu toată lumea merita, ca să zic așa, adică erau bani risipiți, clar. Și mă cheamă Coșa și zice, bă, nu poți să te țin, pentru că trebuie să dau afară. Și fiind 20 și nou oameni, venit... Ești nou venit, tot ce să-mi rară în cap, că adică pe ăsta ții și... primul. Da, și noi plecăm, du-te la Satul Mare, deci eram în ianuarie, du-te, până în iunie mai sunt 5 luni, și în 5 luni, în iunie, ți se împlinește anul și poți să te iau cu transfer. Să rămâne. M-am dus la Satul Mare, mă plictiseam în ferător că jumătate din stagiune era distribuită, cealaltă jumătate deja repetau, n-aveam ce face, mă îmbătam toată ziua, beam așa. Și aveți o viață... Da, 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 până când eu am un pitic în stomacelul meu care îmi trage semnale de alarmă când ceva nu e în regulă. Și după vreo lună de dezmăți de ăsta așa, cu băute, cu toate alea, am început să am sentimentul că mă ratez, că nu fac nimic, că ce sunt eu, că nu știu ce și nu știu cum. Mai mult vine o bombă că în martie a fost înlocuit domnul Cojar de la Teatru Mic cu un tovarăș Pulitruc din minister, unul Muntear, nu știu ce, așa, mă rog. I-am dat telefonul, am spus, uitați, eu am avut o înțelegere cu domnul Cojar, cu ce înțelegere? Tovarășe, eu nu te cunosc pe dumneata, eu am un post liber, îl aduc pe Mitică Popescu de la Piatra Neamț. Așa și a ajuns acolo. Și m-am trezit, cum, m-am trezit în aer. Da, nu, m-am trezit la Satul Mare. Obligat 3 ani. Obligat acolo, da? 3 ani de zile. Și atunci am zis așa repede, bă frate, dacă tot e să stau 3 ani, hai să fac ucenicie. Și am jucat... Hai să și învăț ceva. Am jucat 28 de roluri în 3 ani. Adică puțin, mult, bine, prost... V-ați făcut mâna, cum se spune. Tocilescu a venit și a pus un mare spectacol acolo cu mine. Am avut și niște colegi excepționali, că era o trupă nouă. Noi acolo intenționam să fim un al doilea Piatra Neamț, care era teatru de referință. La momentul ăla toți regizorii acolo mergeau. Cătălina Buzoianu, Andrei Șerban, toată lumea. Da, da, bun. Da. Și așa am rămas acolo. Mai mult, după ce am văzut că nu mai pot să, că trebuie să rămân, fosta mea soție Gina, care mi-era prietenă la vremea aceea, mă suna seara, stăteam la poarta teatrului, la portar cu telefonul, hai că mi-e dor de tine, cu tare, cu tare, nu vrei tu să... Mă zic, tu vrei să ne căsătorim? Da! Mă zic, lași tu Bucureștiul, ea deja avea un serviciu în București. Da, zic, și vin la Satul Mare? Da! Ok. Bine, ne căsătorim. M-am dus la Timișoara când pierdusem buletinul, mi-am făcut buletin nou, mama m-a întrebat, bă, tu te duci la București, tu nu cumva te însori? No! M-am dus la Timișoara, la București, am făcut analizele, pe 9 mai eram programat să ne căsătorim, l-am sunat pe tata, care era șef de gară la Bistrița, am sunat-o pe mama, care era Timișoara, socrii, care erau valori la Vatra Dornei, și într-o dimineață de 9 mai s-au întâlnit cu toți în gară, s-au cunoscut. Cu socrii, cu tot. Și ne-am dus la starea civilă, ne-am căsătorit. Da.
Am vorbit despre teatru și iată câtă experiență. Vreau să știu de prima întâlnire cu lumea filmului. Știu că în 86 debutați oficial în film, chiar cu două premiere, Cale Liberă și Pădureanca. Pădureanca este primul. Da. Vreau să știu cum a fost întâlnirea asta cu lumea filmului, total diferit de mecanismele din teatru. În primul rând, era o lege pe vremea lui Ceaușescu care m-a urmărit până în 90, anume nu puteai să dai concurs în București la niciun teatru dacă nu aveai buletin de București. Filmul, da, cu, buletin, filmul cu buletin de București. Ce eforturi se făceau pentru un buletin, da, am, de București. Am o colegă, a murit în sărte, Lumința Stoianovici, o mare actriță de la Timișoara, care, ca să poată da concurs la Creangă, s-a măritat cu un prieten de-al ei care a venit cu logodnica. Când avea și o logodnică, s-au căsătorit, a venit și a dat concurs pe 16 decembrie 89, a luat concursul după Revoluție. Gonța, care era director, a fost dat afară și au căzut și concursul tot și s-a trezit înapoi la Timișoara măritată și fără post în București. Adică... Incredibil, niște povești... Cutremurătoare, dacă vrei. Ok. Bun. Și... îmi luasem gândul și film era complicat. Singurul actor din provincie care făcea film era Dorel Vișan, un excepțional actor, prieten bun de al meu, care făcuse Iacob și zdruncinase Ursul de Aur. Și, problema cu filmul din provincie era destul de complicată. În primul rând că niciun teatru de provincie nu se putea lipsi de un actor, mai ales că eu jucam destul de mult, adică aproape tot. Se lipsești, eu știu, două săptămâni, o lună sau cât mai mult, exclus, adică nu. Iar regizorii știau că nu se prea încurcau, o zi, două, trei, că e un avion și sau un tren și vii preț și e bătaie de cap, cu cazare, cu nu mai spun, drumuri. Da. Și s-a întâmplat că Nicolae Mărgineanu, marele regizor și un mare om și un artist excepțional, am fost colegi, noi nu suntem de vârstă, el a mai făcut o facultate, era un bun obicei pe vremea aceea, cei de la regie, operatorie și chiar la critică, indicația era să mai facă o facultate înainte să dea examen la teatru. De ce? Ca să vină cu o cultură făcută. Interesant. Adică, da, filologie, aveau filozofie, Veroiu, Pița, toți mai au încă o facultate înainte, Nicu Mărgineanu, toți aveau, da? Cei de la operatorie era bine dacă aveau o facultate tehnică, adică fizică, se cere și... Da. Bun. Nicu Mărgineanu, deci eram colegi cu el și la un moment dat a făcut un casting la Timișoara pentru că se filma Pădureanca în județul Arad și în împrejurim și pentru rolurile mici, figurație, nu știu ce, a zis fac un casting la Timișoara. Actori s-au găsit, amatori, toți joc într-un film, că joci până scap Batista, a terminat. Nu contează. Așa, și nu m-am dus la casting, dar mă întâlnesc cu Nicu Mărgineanu jos, în fața teatrului, zic, ce faci, Nicu? Păi, te uite, casting, și zic, ce faci acum? Păi, aștept diseară să plec la București cu trenul, zic, la ce ora ai tren? Păi, la 8, la 9, nu, ceva în genul. Era ora 4, 5 după masă. Păi, zic, până 4 ore, ce dracu, hai că ai la mine acasă. Eu nu stăteam foarte departe de teatru, l-am invitat la mine împreună cu Drăgușanu, Vali Drăgușanu, secundul, da. Și au venit la mine. Eu la mine, sigur, le-am dat, aveam și o pălincă, și o slănină, și el iar de lea. I-ați tratat, cum se spune. Așa. Bun, și pe perete aveam un tablou, o caricatură, o am și acum acasă, cu un personaj dintr-o piesă a lui Dere Popescu, studiu osteologic asupra unui schelet de cal găsit într-un mormânt avar din Transilvania, un titlu kilometric, ok? Unde eu jucam prostul satului, un fel de bufon al lui Shakespeare, așa, la care nebunul care spune adevărul, să spune deci tot. Era o poză cu dumneavoastră din... Nu era poză, era o caricatură făcută de un mare artist, în care eu eram cu zdrențe, desculți, cu o căciulă spartă și cu o vioară. Am învățat pentru rolul ăla să cânt la vioară o bucată. S-a uitat la ea, ce e asta? Păi zic, uite, așa din... Da. S-a uitat la Vali,
Ăla zice, da, da, zic, nu știu ce, da, da. Ce înțelegere aveți voi între voi? Și s-a terminat, să plece, zice, Ioane, zice, o să primești un telefon, o să te chem, măm, să dai o probă la Buftea pentru un rol. Bă, zic, nu-mi faci, nu fă obligații pentru o țuică și da, ți-am dat da, o țuică da. Și... Adică nici n-am lăsat, să zic, nu deci te simți... Deci n-ați ținut cu tot, nu, cu dinții nu, să jucați la... Nu, nu te simți obligat, adică m-am și gândit, pleacă până la București, uite, sigur. Bate cu vreo săptămână și primesc telefon. Alo, bună ziua, tu așa ai duc? Da. Zice, de la Buftea suntem. Am început să zic, cum adică de la Buftea? Eu nu știam unde e Buftea. Aveam 36 de ani și nu știam unde e Buftea. 39 de ani, da. În 86. Zice, mâine dimineață, dacă puteți să fiți la Buftea la ora 10, pă, nu, îți dai seama, bine, zic, bine, da, nu, nicio problemă. Așa, m-am dus la gară, mi-am luat bilet la vagon de dormit, m-am urcat, așa, și noaptea, n-am dormit toată noaptea, zic, mă, de ce mă cheamă ăștia? Și dimineață, să mă spăl, să mă îmbrac, ne apropiam de București, mă uit în oglindă și zic, bă, dar prost ești, mă. Păi tu ce crezi că-ți dă făt frumos sau ce? Da. Tu nu vezi cum de ce arăt? Te aranjezi? Tu nu vezi cum arăt? Zic, zic, sigur îți dă vreun derbede, vreun cerșetor, ceva. Bun. Așa a fost. Așa a fost? Și mi-a dat oboșarul din un rol mic, dar de mare succes. Ăla a fost botezul meu pe film. La premieră, când a fost premiera filmului La Scala, când se termină filmul cu replica mea, nu, nimeni să nu mai mănânce mere, pere, nu mai mâncați nimic, mă, nimic, mă. La foamea care era, au fost aplauze de neadevărat. Da, 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 ok. Da. Bun, și m-am ales și cu o mare prietenie, cu Adi Pintea, care e ardelean de-al meu, Șerban Ionescu, care am rămas prieten până a murit, vreau să-l odihnească. Da, cu Rebe, cu Manuela Hărăbor, iată, joc cu ea acum în teatru. Ați lucrat, iată, cu monștri sacri, ne-ați povestit și am și văzut împreună. Da. Ați jucat și cu generația tânără. Considerați că există vreo diferență între școala veche și cea nouă de actorie? Da. Știu că sunteți un partener foarte generos ca actor. De unde știi? Așa am auzit. Nu, așa e. Așa e, adică am o generozitate. N-am invidie. În primul rând, nu știu, m-a făcut mama fără fiere din punctul ăsta de vedere. Dacă joc cu tine și mi se pare că... Nu, mi s-a întâmplat să o iau în barbă, adică să mi se spună la asta, ce te bași, domnule? Ce ești de unde ești, știi? Ori, mi s-a întâmplat asta, dar generozitatea mea mai face o chestie. Eu și când mă uit la film sau mă uit la o piesă de teatru cu colegii mei, văd un moment, mă emoționez și dacă el a jucat de nota 8, eu următoarele două puncte le dau, le completez eu din sufletul meu. Înțelegi? Da. Revenind la întrebarea cu diferența între... E o diferență foarte mare. Din păcate, e un curent acum ăsta minimalist care începe cam așa. Vorbit așa mic în vârful buzelor. Adică cum vorbesc eu? Nu înțelegi nimic. Adică e o chestie... Și asta e naturalețea, spun ei. Nu, e o tâmpenie. Teatru nu e natural. Teatru este construit. Teatru se construiește. Și de aici vine cuvântul teatral. Ce înseamnă să fii teatral? Se construiești teatral în așa fel încât să pară natural. Să pară natural, să fii natural. Dar a fi natural așa, du-te, ia-o din piață pe care vrei tu sau pe și care vrei pe tu, urcă pe scenă și îți dai premiul Oscar. Că, Doamne, ce natural e! Păi e natural, dar... Că e ea. Dar asta nu înseamnă nimic. Da. Dacă ar fi să alegi o secvență dintr-un film în care ați jucat, care considerați că vă reprezintă cel mai bine, care vă pune sufletul pe tavă în fața celorlalți, care ar fi secvența? Aici e un mare of al meu. Dacă în teatru pofta mea de roluri și așa... A fost satisfăcută da, pe deplin? Da, m-am împlinit cu câteva roluri de mare finețe și de mare excepție. Ca dovadă am și luat 5 premii naționale, deci nu... E, pe film nu mi s-a întâmplat să am marea întâlnire. Poate și pentru faptul că am intrat în lumea filmului mult prea târziu. Aveam 39 de ani. Ori m-am uitat la câteva poze din perioada mea de tinerețe, dacă aș fi avut noroc,
sau pilele necesare. Ce față aveți! Da, da, foarte da. Puteam filmică. Să fiu, eram, da. Puteam să fiu copilul rebel al anilor 70. La, da, a fost să fie, asta e. Sunt multe deci roluri. Deci asta ar fi un regret, că iată, da. Era și o următoare întrebare, acesta este un regret. E, da. Mi s-au acordat și premii de interpretare, știu, pentru rolurile lui Arturo Ui și pentru Dobromir. Da. Dobromir, da. Cum primește un actor această recunoștință a muncii sale? E foarte complicat. Odată după ce domnul Valentin Silvestru a scris despre mine extraordinar de eu, cel mai mare critic al nostru de teatru, și după ce am primit premiu, am stat o noapte acasă, în pat, și zic, bă, dar chiar eu, chiar așa am fost. Chiar am fost așa bun? Chiar am fost eu așa și am început să analizez, zic, nu uite că în momentul ăla puteam să-l fac mai bine, așa. Și până deci când veșnic... Da, nu, îndoiala. Îndoiala. Îndoiala care poate mi-a făcut și bine, mi-a făcut și rău, dar mi-a făcut și bine că nu m-am culcat pe lauri, știi? Și v-ați păstrat modest și... Da, modest sunt poate prea. Prea. Da, poate prea. Se uită la noi un tânăr care și-ar dori să fie actor. Are acolo un sâmbure de dorință. Ce îl sfătuiți? Dacă are sâmburile de dorință, am să-i spun ce i-am spus fiicei mele, care trăiește în Germania de mulți ani, de 30 de ani. A făcut 2 ani de facultate de teatru aici. Până s-a îndrăgostit și a plecat cu prietenul ei, două fete, deci și-a făcut o viață. Viața acolo. Și m-a sunat din când în când, tata, parcă totuși teatru ar fi, a făcut și 3 filme, deci nu așa cu pizza aici, frumoasă, rău. Tata a zis, da, totuși teatru, eu aș fi vrut. Și atunci am spus, bă, să nu mai îmi spui niciodată la telefon că regreți, că ai fi făcut, că nu-ți pare rău, că n-ai făcut, că toate. Zic, cine are drăgușorul ăla în stomac cu teatru, face. Nu poate face altceva. Nu mănâncă, nu doarme până nu face aia. Deci asta îi spun oricărui tânăr care să se gândească bine. Dacă îl macină în stomac, îl mănâncă oriunde, că el nu poate trăi fără asta, atunci să se facă actor. Dacă are 5% îndoieli, să se facă inginer, doctor și alte multe profesii care există pe lume. Ăsta e sfatul meu. Ce frumos ați spus. A spus foarte frumos. Pentru cei de acasă, un mesaj care v-au urmărit astăzi și uite, s-au uitat până la final, la incursiunea asta în cariera dumneavoastră, ce gânduri aveți pentru cei de acasă? În primul rând să fiți sănătoși, să veniți să ne mai vedeți cât mai suntem în viață, să încercați să ne apreciați, nu vorbesc numai de mine, cât mai suntem în viață, pentru că după ce nu mai suntem, nu mai folosește nimănui. Și să veniți la teatru. Teatru este un loc miraculos care în 2 ore vă transpune într-o altă lume de unde plecați mai bogați, mai fericiți, uneori mai îngândurați, dar oricum plecați cu mare folos. Și vindecați. Iacăta. Iacăta. Vă mulțumesc mult pentru întâlnirea asta. Mi-a făcut mare, mare plăcere. Sănătate și putere de muncă. Să vă vedem de acum înainte în câteva sute de roluri, cel puțin. Să dea Dumnezeu să fiu sănătos și să-ți spun că îți mulțumesc, Oana dragă, și când nu se ne vede nimeni aici, am să te sărut pe amândoi obraji. Așa facem. Cu dumneavoastră mă revăd data viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție. Până atunci, pe curent.